Bună, drăguților! Bună, suflete faine! Sunt astăzi aici, alături de voi. Sper că v-a fost dor de mine. Facem o etalare de dragoste. O etalare într-o singură variantă, bineînțeles, pentru că timpul îmi este cât se poate de limitat. Nici nu mă simt extraordinar de bine, dar cum pe mine tarotul mă liniștește, nu am putut să nu vin nici măcar astăzi. Mi-a fost dor, nu știu, și sper eu să găsesc aici mesaje frumoase pentru voi. Știu că multora vă plac, alții, na, sunt mai așa, mai susceptibili în legătură cu tarotul, dar eu cred că e o cale frumoasă în a-ți confirma anumite mesaje, anumite gânduri. O etalare de dragoste facem, gândește-te la persoana dragă ție. Vreau să vă mărturisesc că am făcut o pre-etalare înainte de a începe această etalare. M-am uitat un pic prin cărți, le-am pus înapoi, apoi am zis să las totuși câteva cărți pentru început, așa. Ce am văzut aici este o persoană care îți duce dorul. Cineva care se gândește intens la tine, cineva care îți duce dorul, cineva care a luat o decizie la nervi, care s-a cam supărat așa și a luat o decizie în urma unui conflict. A cam încins aici focul mai mult decât trebuie. Iar acum regretă, îi pare rău, este dor de tine, se simte gol, se simte goală fără tine. Parcă nimic nu-i bine, știi? Nimic nu-i ok. Bun, haideți să mai încercăm o dată, să vedem ce ne iese acum. Ce ne iese de data aceasta? Dacă titlul ți s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje pentru tine. Dacă nu, ne auzim când ne auzim. Mesaje pentru tine din adâncul sufletului acestei persoane. Și avem așa, prima carte, mariaj. Angajament și mariaj. Voi doi. Probabil că unii dintre voi sunteți deja căsătoriți cu această persoană, alții dintre voi urmează să vă căsătoriți sau ar fi trebuit să vă căsătoriți. Era pe plan, era pe val treaba. Iar alții dintre voi, da, probabil că sunteți în curs de a da drumul lucrurilor să se desfășoare, așa cum este normal. Mai avem aici iarăși noul început sau reluarea unei legături. Da? A luat-o de la capăt, a încercat din nou, a încercat într-un alt fel sau este pur și simplu o persoană nouă. Iar mai văd aici, mai cartea frumuseții, persoană șarmantă, frumoasă, o persoană extraordinar de drăguțică, să zic așa, frumoasă, frumoasă. Acum astăzi gândurile persoanei de care tu întrebi. Persoana asta vrea să-și mai dea o șansă cu tine. Vrea să mai încerce odată. Îi se pare că arăți foarte bine, că ești foarte frumușică, da? Și chiar probabil își dorește mai mult. Acum poate fi persoana din trecutul tău sau poate fi o persoană nouă. Pentru că avem cartea începutului și nu știm dacă este vorba despre o persoană nou-nouță sau cineva din trecut care vrea să revină în viața ta după ce a cam dat cu băta în baltă, să zic așa. Hai să vedem ce ne spune și tarotul în legătură cu toată situația asta. Persoana de care tu întrebi, persoana din mintea ta, ce e cu această persoană? Patru de monede, este extrem de încăpățânată. Orgolioasă, încăpățânată. Iar aici am două cărți care au venit invers. Nerăbdătoare și manifestă anumite lucruri într-un mod cât se poate de greșit. Pentru că cele două cărți au venit invers. Șaptele de monede arată nerăbdare, arată că nu vrea să facă prea multă investiție, că nu vrea să cheltuie prea mult, că persoana asta e ușor zgârcită, mai ales cu patru de monede aici lângă. Face lucrurile într-un fel foarte greșit, mai ales cu magicianul întors. Da, ceva e greșit în comportament, în felul în care manifestă anumite lucruri. Cum gândește în legătură cu tine, în legătură cu toată situația voastră? Cum gândește acum? Doi de spade, indecizie, blocaj, o gândire cumva blocată, nu prea știe ce să facă.
E vorba și de un compromis pe care omul ăsta ar cam trebui să-l accepte, dar nu cred că l-a acceptat încă și nici nu este pregătită să-l accepte. Și 10-le de bâte este foarte greu. Are impresia, vedeți voi, sunt persoane, eu când văd 10-le ăsta de bâte, știi, văd chinuiala asta a cuiva, pentru că asta e 10 de bâte, înseamnă prea mult, înseamnă exagerat de mult. E atunci când, cum sunt eu acum, de exemplu, în perioada asta, încărcat așa cu tot felul de lucruri și de-abia le fac față. E cam așa. Cam așa se simte persoana asta. Dar vedeți voi că sunt oameni care fac față cu ușurința acestor greutăți. Alții mai greu. E, pentru persoana asta, faptul că are niște responsabilități, îi se pare că duce, nu știu, niște pietre de moară, să zic așa. În unele cazuri vorba aici despre responsabilități de genul are copii. Da, are copii pe care trebuie să-i crească sau are, dar imaginea asta e foarte interesantă pentru că omul ăsta nu numai că trece aici un pod și urcă și se chinuie, dar felul în care a pus copiii ăștia în spate este cât se poate de greșit, știi? Da, când copiii sunt destul de mari și ar trebui de fapt să îi lase să meargă singur, pe jos. Pur și simplu se chinuie inutil. Cam asta, cam așa văd eu, că omul ăsta se chinuie inutil. În sufletul persoanei de care tu întrebi ce are prin suflet, și avem un 6 de spade, deci dorește să avanseze, să meargă mai departe, să îndrepte lucrurile, dar nu prea poate. În cărțile astea, 6 de spade arată problemele trecutului, arată bagajul emoțional care nu te lasă să continui, care nu te lasă să ieși de acolo și să mergi către ape mai limpezi. Sunt multe lucruri care îl trag în spate. Foarte interesante desenele, foarte interesant pachetul ăsta de cărți, de fapt. Îl recomand oricui. Păcat că nu este chiar atât de popular, pentru că are niște mesaje atât de superbe. Gregory Scott Tarot, foarte fain. Îi facem și reclamă acum, na, ne facem și reclame, ce să facem, deși n-am nicio treabă eu, dar da. Pentru că îmi place mie. Și avem aici justiția. În sufletul persoanei are impresia că viața este foarte nedreaptă, are impresia că toți ceilalți îl judecă, toți ceilalți stau cu mâna în sân, pur și simplu, și se uită la el, cum el se chinuie, sau ea se chinuie, poate vorbind de o femeie aici, nu neapărat de un bărbat, cam asta are prin suflet. Și avem regele de monede. Regele de monede în cărțile astea, fiind aspectat sau nu aspectat, fiind înconjurat de foarte multe monede. Un om bogat, un om care strânge, care se chinuie, care nu știu ce crede că va face cu toți banii ăștia, dar genul acela de om care iubește confortul sau care vrea tot timpul, vezi, zgârcenie, văd aici, rege de monede, un bărbat zgârcit, o persoană zgârcită, 7 de monede, omul genul acela care pune la saltea, care adună banii, care nu-și permite, că ar putea să-și cumpere, da, ceva pentru a căra acești copii, de exemplu, nu trebuie să-i care în spate, dar nu, mentalul acestui om este setat cumva să facă bani, să aibă, să fie mulți acolo, să nu cumva să ducă lipsa, dar în schimb se chinuie, da, este o constantă chinuială. Muncă multă și cam atât. Ce mai are prin suflet? 10 de spade. Are impresia că toată lumea este împotriva lui, are impresia că toată lumea levită, da? Inclusiv tu, bineînțeles. Iar la capătul cărților, ia uitați-vă voi ce avem, muncă și muncă și muncă. Foarte multe, foarte multă muncă pe bani puțini. Iar 7 de spade arată lașitate cumva, lipsa curajului. Parcă nu-i vine să se bucure, nu-i vine să, lângă 5-ul ăsta de monede, bineînțeles, 7 de spade, da, trage cu ochiul, decât să ceară, mai bine fură, sau cum să spun, decât să, și mândrie, simt și mândrie multă la omul ăsta, știi? Parcă, nu știu, îi este greu. Îi este greu pentru că mentalul său e dificil.
Ok, nu-și folosește practic mintea pentru a-și face viața mai ușoară. Ok, în legătură cu tine, hai să vedem ce mesaje mai avem. Aici n-am văzut prea multe mesaje în legătură cu tine, ci faptul că îi se pare că ești foarte frumoasă sau frumos și cam atât. Și n-am văzut cine știe ce în legătură cu tine. Și rămâne tot la varianta asta, pentru că nu avem mai multe variante, avem tot una, doar că am strâns cărțile pentru a vedea și alte lucruri în legătură cu tine. Un rege de bâte, un rege de bâte și multă victorie aici. Tu ești o persoană victorioasă, iar persoana asta are competiție, concurență, este cineva aici, scuzați-mă, am apucat sughițul acum. Probabil că persoana asta te privește din umbră, persoana despre care v-am vorbit puțin mai devreme și consideră că ești așa o persoană foarte frumoasă, dar cumva nu-și permite, da, acest lux, nu-și permite luxul de a te avea. Este cineva din cercul de prieteni al unei persoane în care tu ai mare încredere, unei persoane care cumva are o legătură cu tine, pentru că ia uite-te, tu aici ții această bătuță cu florile astea galbene, regele ăsta de bâte ține aceeași bătuță cu florile astea galbene, o persoană în care tu ai mare încredere, o persoană cu care tu ai o legătură aici. Deci cam așa simt eu că se conturează povestea. Deci, practic, persoana despre care eu am vorbit timp de 10 minute nu este persoana de care tu mă întrebi, ci practic este cineva din anturajul persoanei dragi ție, cred eu. Pentru că prea stă în umbră, prea cumva din umbră vede tot, știi? Are dorință, are un gând, iar tu s-ar putea să fii căsătorită, tu s-ar putea să fii căsătorită cu acest rege de bâte. Dacă tu ești căsătorită, de exemplu, sau căsătorit, să zic, și cu o regină de bâte, cineva tânjește după tine acolo. Ca bărbat, te-aș ruga cumva să-ți regăsești, să-ți găsești mesajele, dacă poți, dacă nu, că nu am ce să fac, pur și simplu. Mesajele vin pentru femei de data asta. E foarte interesant, da? Și văd aici că persoana de care tu mă întrebi încearcă să țină la distanță tot ce este negativ. Încearcă să țină la distanță oamenii care ar putea să îți atragă atenția, să zic așa. Oamenii care ar putea să-ți atragă ție atenția într-un fel sau altul, pentru că persoana de care tu mă întrebi te vede ca fiind o persoană victorioasă, te vede ca fiind o persoană dorită de toți prietenii lui, o persoană care iese cumva în evidență. Vezi tu, treiul ăsta de cupe mi-arată aici, de data asta mi-arată cumva prietenii lui, cunoștințe, prieteni care tânjesc după tine. De ce? Pentru că arăți foarte bine, pentru că ai ceva aparte. O să vreau să clarific cele 4 cărți care au sărit. Ia să vedem, 3-ul de cupe. Ups, prea multe. Și avem Marele Preot. Da, persoană căsătorită, Marele Preot și dragoste. Dragoste. Marele Preot vorbește despre căsătorie. Deci eu am impresia că tu ești căsătorită cu acest rege de bâte. Probabil că despre acest rege, sau urmează să te căsătorești cu acest rege de bâte. Regele de bâte, ce-i cu el? Ce-i cu el? 2 de cupe, da. Și întâlnire față în față, un nou început aici, ceva frumos. 2 de cupe arată dragoste, reciprocitate între tine și acest rege de bâte. 6-le de bâte. 6 de bâte, temperanța. Liniște, pace, succes, victorie, toate bune și frumoase aici. Succesul este al tău, victoria este a ta. Și 5 de bâte, la ce se referă? La 6 de bâte întors, aici sunt dușmanii, sunt cei care nu acceptă faptul că tu ai o victorie, cei care, cum le spune, haterii, da? Haterii sunt aici. Ce interesant, da? Atragi, bineînțeles, și persoane care te admiră,
persoane liniștite, persoane care se uită cumva cu gura căscată așa la tine, dar atrag și hateri, atrag și persoane care cumva te urăsc sau stau acolo, da, în umbră și bagă bățul prin gard. Chestia este că regele ăsta de bâte, nu știu cine este, tu știi cel mai bine, regele ăsta de bâte cumva încearcă să te apere, încearcă să fie acolo lângă tine pentru a te proteja de toate aceste hiene, să le spunem așa, că-s hiene. Ce mai avem? Și avem așa, îndrăgostiții, o persoană care te iubește aici, regele de bâte, care are sentimente pentru tine, care te iubește, și șaptele de bâte. Tu ai de luat o decizie importantă și mai văd aici o indecizie. Da, păi ai de luat o decizie, dar nu știi ce să faci. Mai văd aici un mesaj pentru unii dintre voi, aveți grijă. Aveți grijă pentru că e ca și cum, dacă vă uitați bine la cărțile astea, e ca și cum cineva se luptă aici ca tu să accepți un compromis, da? Încearcă să te convingă, încearcă să îți arate calea aceea. E o manipulare aici cumva, da? E un fel de manipulare. În a lua o decizie pe care acea persoană și-o dorește, nu tu. Da, să te convingă vrea. Bun, o să strâng cărțile astea și mai punem câteva întrebări. Hai să vedem între tine și regele ăsta de bâte ce se întâmplă. Că e clar că personajul pe care l-am văzut puțin mai devreme este de fapt un prieten de-al iubitului tău, de-al soțului tău, care cumva tânjește la tine. Regele de bâte, ce-i cu el? 10 de cupe. Ce frumos, cavalerul de cupe și lumea, este lumea ta, acest om este lumea ta, pur și simplu. Este cel care te face fericită, este cel care reprezintă un tot așa pentru tine. Foarte frumos. Regele de bâte, un om vesel, un om cât se poate de șarmant, de iubitor, un om care își iubește familia, un om care ar da totul pentru tine. Regele de bâte, regele de bâte, ce are în minte? Cum ești tu, împărăteasa lui? Acea femeie frumoasă, acea femeie care merită totul. Dar văd aici mult succes la tine și multă încredere în tine. Ești o persoană foarte încrezătoare și iarăși oamenii se uită la tine, oamenii se uită și când treci pe stradă, oamenii se uită, te recunosc. Poate că ești o persoană publică, de ce nu? Poate, în unele cazuri, ești o persoană publică. În alte cazuri, pur și simplu atrage atenția. Energia ta este cumva într-un fel anume. E faină, tare. Ce are regele ăsta de bâte pentru tine în sufletul lui? Și văd aici justiția în suflet. Ce are în suflet? De ce justiția? Justiția totuși este o carte cât se poate de rece. Marele preot, căsătorie. Marele preot vorbește despre a face lucrurile așa cum trebuie, a nu ieși din tipare, destul de conservator. Iar aici avem un 10 de bâte iarăși. Totuși, cumva în suflet, vezi tu ce chestie? În minte tu ești această împărăteasă, da? Știe că trebuie să te respecte, știe că trebuie să, că știe că tu ești cea mai, că mai mult decât tine nu are cum să găsească. Dar el fiind aici un om iubitor, fiind un om cât se poate de deschis așa și de empatic, totuși în suflet, văd că are un singur lucru, credință. Faptul că trebuie să facă lucrurile așa cum trebuie, dar totuși este greu. Are impresia că sunt multe responsabilități pe capul lui, iar și avem justiția și 10 de bâte în suflet. Și 2 de bâte. În unele cazuri vorbim despre relații la distanță. Dacă sunteți la distanță unul de celălalt, cele două cărți de aici reprezentând distanța,
atunci tare mult și-a dorit ca tu să aștepți, da, să-l aștepți sau să o aștepți. Pentru că e dor, pentru că simte că viața nu este corectă, nu este dreaptă. Cum ești tu pentru această persoană? Cum ești? Ești parte din viitorul lui? Dar avem totuși turnul aici, se teme un pic așa, se cam teme și este frică, este frică de momentul acela în care este posibil să te piardă, momentul acela în care tu vei avea o oarecare cădere și văd aici o temere, o frică, pentru că în cartea turnului vorbim despre momente din astea, wow! Și nu știu de ce are teama asta, vreau să clarific, să văd de ce are teama asta, cum te vede sau cum vede situația. De ce are teama asta? Zecele de monede și eremitul. Aici vorbim despre o persoană foarte credincioasă, în primul rând, și nouă de bâte. O persoană credincioasă, o persoană care se cam simte singur așa în perioada asta, nu știu de ce, deși are multă dragoste pentru tine, deci asta nu e o problemă, dragoste există, încă foarte multă apreciere există, respect, tot ce vrei, doar că are o frică, așa, o frică să nu te piardă, o frică să nu ți se întâmple ție ceva, nu știu de ce are teama asta, o frică de oboseala ta, că vei fi prea obosită la un moment dat, că nu o să mai poți. Că totul se va transforma dintr-un 10 de cupe într-un 10 de monede, dintr-o familie fericită într-o familie prea clasică, într-o rutină, într-un tablou. Parcă este teamă așa de viitor, știi? Se gândește la viitor, dar cu frică. Ciudat, nu? Puțin fac treaba asta. De obicei nu prea le pasă ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu tine. Dar uite că omul ăsta își face griji pentru tine. Vreau să văd aici un moment din viitorul vostru. Un moment din viitorul vostru. De ce se teme această persoană atât de tare? Și avem un 7 de cupe. Avem iarăși cavalerul de cupe. Poate că trebuie să plece undeva. 7 de cupe, cupa din mâna cavalerului de cupe. Avem un 8 de cupe. Poate că trebuie să plece undeva. Poate că e vorba de o plecare, pentru o perioadă, da? Poate că, sau poate este plecat acum, iarăși s-a întors 10 de monede. Deci e vorba de familie, de a rămâne cu familia, dar 9 de cupe, nu, pajul de cupe, dar împreună cu toate celelalte cărți avem un 9 de cupe și asul de monede. Nu se poate promite nimic. E ca și cum persoana asta îți oferă foarte mult suport emoțional, dar ca și siguranță, vezi, tu nu-ți poate oferi nimic. Ar vrea să-ți ofere acel 10 de cupe care înseamnă familie fericită. Dar pentru unii dintre voi, vedeți voi cu asul de monede întors, este lipsa viitorului, lipsa stabilității. Da? Lipsește stabilitatea aici. 7 de cupe de asemenea vorbește despre ce o să fac, nu știu. Cam asta ți-ar spune, nu știu ce o să fac, nu știu ce va fi în viitor, nu știu ce o să se întâmple cu noi. Dar asul de monede întors, da, se referă la nu știu dacă o să fie bine sau nu, știi? Ceva în genul ăsta, nu-ți poate promite absolut nimic. Un mesaj din viitorul vostru. 5 de cupe, o, Doamne. Lacrimi, durere, văd pe aici 6 de bâte, poate fi doar un episod, și asul de cupe și asul de bâte. Asta înseamnă un nou început. După plânsete, după o durere, e ciudat ce mi-e semia astăzi în cărți, foarte ciudat. Se anunță aici un nou început, se anunță o regăsire, o revedere, un moment plăcut. Și multă muncă. Poate că pentru unii dintre voi este vorba despre plecarea persoanei dragi pentru o perioadă, da, și își face multe, multe griji. Își face griji că vei rămâne singură sau că cineva mai avea grijă de tine, cine te va mai îngriji, cine te va mai iubi, știi? Ceva de genul ăsta simt mesajul. Iar aici văd o revedere după o perioadă de doliu emoțional.
Da, văd un nou început. Pentru alții dintre voi, vorbim aici despre o văduvie chiar, Doamne ferește, dar văd o văduvie a cuiva sau teama aceea, pentru că eu cumva am întrebat cărțile cum vede această persoană toată situația și această persoană cumva se teme de ce o să se întâmple cu tine după un anumit lucru, știi? Ca și cum atunci când această persoană nu va mai fi, ce o să se întâmple cu tine? Foarte ciudat, nu știu pentru cine e mesajul ăsta. Pentru alții dintre voi, pur și simplu această persoană îți poate oferi pasiune și dragoste, dar nu îți poate oferi stabilitate. Da, avem 3 ași aici, 3 ași vorbesc despre începuturi, despre succes, despre victorie, dar cu asul de monede întors, categoric persoana asta se teme că nu îți poate oferi nimic stabil. Cam aia e treaba. Bun, drăguților, nu știu cine e persoana asta, dar tare, tare, tare mult te iubește. Bun, v-am pupat. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau, ceau.